Bună ziua, dragi prieteni și care vorbesc mai mult, care credem sau încercăm să credem în Dumnezeu. Eu am încercat și v-am pus un live, un video ieri, ca să mă exprim în ceea ce cred eu despre iadul pe pământ sau semi-iadul sau în ce trăim noi. Astăzi aș vrea să vă spun despre un lucru foarte important care toată lumea îl știe. Mai înainte de sărbători, orice sărbătoare ar fi, noi ne pregătim cu băutură, cu mâncare, cu chefuri, cu haine, cu scumpe, cu ce se poate mai bine. Pentru noi, bineînțeles, ne pregătim să fim curați, să fim curați în casă, să fie curate, zugrăvite, eventual să primim musafirii care vin musafiri în casă la noi, să vadă că este mobilă nouă, covoare noi, să vadă ce parfum mi-am luat, mi-am cumpărat. Bineînțeles, și eu sunt la fel, deci nu mă exclud din categoria de oameni care suntem trăitori sau mâncători sau consumatori de prostie, prostia asta de lume, din lumea asta în care ne înconjoară plină de mizerii și de urțenii și nici nu mai știu cum să mai zic. Eu asta le consider și l-am considerat tot timpul un păcat. Un păcat care ne asumăm cu voie, fără voie, ne asumăm pentru că trăim într-o viață în care dacă nu minți, nu trăiești, nu existi. Cine nu recunoaște asta, eu n-am treabă, eu recunosc simplu, n-am cum. Nu poți să trăiești, nu poți să avansezi, nu poți să lucrezi într-o fabrică, într-un domeniu, dacă nu minți un pic. Acum, minciună, eu știu, minciună poate să fie, cum să zic, profesională, poate să fie, să, eu n-am cum să le explic, cum să le cataloghez, fiecare știe în mintea lui și în sinea lui ce poate să facă ca să treacă mai departe de orice obstacol. Niciodată nu ne-am gândit că lumea asta se va, sau ne gândim că lumea asta care se gândește se va termina odată și odată. Asta nu o să reducem niciodată după noi. O să fie fiecare are o raniță, un rucsac sau cum vrei să ziceți, un geamantan, un roller, după el în care își bagă toate ce a acumulat, își bagă tot ce a acumulat și de unde o să plecăm. La acel iad adevărat de care fiecare știm că este și există, care crede un pic în Dumnezeu, dar eu încerc să. Nu știu, să spun, nu să atrag oameni sau să le zic. Încerc să mă explic că părerea mea strict personală care o am. Trăim într-o mizerie. Să încercăm să ieșim din mizeria aceasta. Nu știu cum fiecare gândește un pic. Dacă am încercat să fim mai buni fiecare, și eu, bineînțeles, să încerc măcar un 2% din cât fac. Să fiu, ce să zic, să mă duc, să dau, să ajut pe cineva. Nu poți, că vezi că nu poți. Foarte greu să te duci să iei o plasă cu mâncare sau ceva bani, să mergi să-i dai undeva. Foarte, foarte greu, asta vă spun eu. Deci nu avem. Avem timp pentru noi, fiecare să ne satisfacem poftele noastre, să avem noi belșug în casă, să avem noi mașină mai frumoasă, parfum mai bun, farduri, sau eu știu ce se întâmplă cu fiecare, fiecare cu părerea lui care își face fiecare pentru el să fie să, mai arătos, mai fălos, mai, cum să vă zic eu. De fapt, nu am cum să vă zic că cine înțelege, înțelege. Deci e foarte simplu, pentru că și asta înțeleg și am depășit 50 de ani, deci nu am trăit în viață să văd că nu e ce e bine și ce e rău. Mi-am dat seama, poate foarte târziu, că foarte lucruri sunt foarte rele. Foarte rău, în fața la Dumnezeu, bineînțeles. Bine, foarte bune în față la mine sau la, nu știu, casă la mine. Deci foarte, foarte ok. Dar trebuie să ne gândim în același timp, pentru că avem un Dumnezeu, avem pe cineva care ne poate face să fim mai buni. Noi trebuie să ne ajutăm pe noi pentru că suntem ajutați. Deci noi suntem ajutați și trebuie să vedem și fiecare vede. Eu vă doresc multă sănătate, ce să zic, continuarea gândurilor să vă meargă spre bine, să încercăm, să încerc și eu să meargă numai spre bine, măcar dacă gândurile merg spre bine, să facem și fapte mai bune, vă spun eu. Dacă gândim rău, fiecare cu poziția lui care o are, fiecare care ce poate să facă, să încercăm cumva să ne ajutăm, să ne ajutăm cum putem. Dacă noi ne ajutăm pe noi să credem în ce există pe lumea asta sau undeva în univers sau undeva există cineva care este mai tare ca și noi sau mai mare ca și noi sau cu putere mai mare ca și noi, atunci o să facem mult bine. Eu vă doresc numai bine și Doamne ajută să fim sănătoși.